găsiți un apartament cu adevărat sigur și confortabil direct de la dezvoltator. Alege un ansamblu rezidențial construit de Inamstro și bucură-te de amplasare avantajoasă, arhitectură originală, dotări de ultimă generație și finisaje premium. Din anul 2006, Inamstro a construit peste 17 proiecte sigure și ambițioase în 4 țări ale lumii, iar 25 de proiecte de excepție sunt în derulare. Află detalii despre proiectele în dezvoltare pe site-ul inamstro.md. Inamstro. Stil prin calitate. S-a prăbușit de multe ori, dar tot de atâtea ori s-a ridicat la înălțimea ei. Mi-a trebuit, cred că, o jumătate de viață de artistică ca să ajung la un succes constant. E scumpă Olga Ciolacu? Eu totuși sunt pentru o ierarhie. Cum ați putea vorbi despre viața dumneavoastră acum de la distanță? Eu am fost prea pasionată de muzică. Miseria mea. Ce simțiți? Am avut un șoc atât de mare și Valentin, desigur, că a fost judecat și a fost judecat pentru 8 ani. N-am spus niciodată, am pierdut sarcina. Și asta a fost îngrozitor. Aveți regrete, doamna Ciolacu? Asta a fost, ce să faci. Cel mai frumos lucru pe care îl pot spune despre ea este că a slujit o viață întreagă muzicii. Nu și-a imaginat viața fără cântec. S-a prăbușit de multe ori, dar tot de atâtea ori s-a ridicat la înălțimea ei. Despre momentele de lumină și momentele de întuneric vorbim astăzi cu Olga Ciolacu, minunata mea invitată. Nume: Olga Ciolacu. Vârstă: 70 de ani. Născută la 10 octombrie 1949 în Lozova, Strășeni. Studii: Academie de muzică, teatru și arte plastice, Facultatea Regie. Meserie: interpretă de muzică ușoară și populară. Familie: este căsătorită cu Valentin Bătrânac, tot el și impresar al artistei. Sunt împreună de 50 de ani. Merite: are toate distincțiile posibile, de la artistă emerită la artistă a poporului. Dar acestea nu au nicio relevanță pentru ea. Despre un artist vorbește muzica lui. Realizări: de-a lungul carierei a înregistrat peste 300 de cântece. Dacă ar fi avut mai mulți bani, ar fi făcut și mai multe cântece. Pasiuni: în timpul liber, ascultă muzica lui Verdi și privește filmele lui Tarkovski. Îi plac cărțile scrise de oameni deștepți. Dacă nu te iubeam și dacă nu te stimam, nu veneam pentru nimic în lumea asta. Am avut noroc că a plouat un pic și s-a răcorit un pic timpul, dar nu e timpul prea bun pentru filmări pe căldurile astea. Am așteptat să treacă puțin timp ca să ne putem vedea, pentru că ați avut un an extrem de dificil, da, din punct de vedere emoțional. Da, da. Anul acesta, într-un răstimp foarte scurt, am îngropat două surori. Au plecat una după alta și asta a fost îngrozitor, dar am depășit acest moment și acum iată că și ne-au scos restricțiile și ne-au dat voie să cântăm, am început și să cânt, am început să merg la nunți, la evenimente, de aceea încep să mă refac, deși foarte mult. Am avut o zguduitură îngrozitoare. S-a întâmplat la distanță de 40 de zile, da? A plecat una după alta? Da. În care lună, în ce perioadă s-a întâmplat? În aprilie. Chiar a doua soră am îngropat-o cu o săptămână înainte de Paște. Ea, la 40 de zile, se vede că ea fiind un pic hipertonică, ea a retrăit foarte, foarte tare moartea primei mele surori care a murit și se vede că s-a ridicat tensiunea, a murit într-un minut. A avut un atac cerebral foarte, foarte masiv și a murit imediat. Mi-ați spus înainte să începem interviu că ați început să vă obișnuiți cu moartea și mi s-a părut foarte, nici nu știu, dar mi-ați spus zâmbind. Sunteți mai filozofă. Da, cu moartea noi trebuie să ne obișnuim. Suntem chiar la vârsta aceea, cu această domnișoară, cum îi zice Tudor Arghezi.
Și trebuie să nu ne temem de ea atât de tare. Dar eu mă uit și din rândurile noastre, Iure Sadovnic, Dumnezeu să-l odihnească, Lidia Bejenaru, iată. Deci, cam ne-am apropiat de linia unde suntem noi primii. Așa că trebuie, totul este natural, normal. Sigur că e îngrozitor să mori, dar avem reieșire, avem alternativă? Nu. No. Mi-ați spus că vă refaceți prin muzică și că niciodată nu ați putut, nu v-ați simțit bine fără cântec. Eu am avut, în legătură cu această pandemie și așa, am avut o pauză enormă de mare. Și chiar mi-era dor să cânt, să mă mai ies în lume, să mai... Dar tocmai iată când a venit sezonul să începem a cânta, s-au întâmplat toate nenorocerile acestea și s-a prelungit pauza mea. Dar de curând am început să angajez nunți și acum am început să cânt. Am început pentru că viața este mișcare și trebuie să mergem înainte. Ce simțiți când vă întâlniți cu publicul care vă iubește, când primiți în fiecare zi invitații? Știu că cântați, chiar aveți de cântat în fiecare zi, în diferite zone ale modului. Sâmbetele, vineri, sâmbătă, duminică, da. Eu simt bucurie, mai ales dacă văd că și oamenii care mă privesc sunt bucuroși, se apropie de mine, vorbesc, fac poze, chestii. Și mă bucur că pot să le aduc lor bucurie. Iată că am cunoscut și acest sentiment, să-ți spun sincer. Ești satisfăcut că poți să aduci bucurie cuiva. Și chiar ieri am fost la Drochia, la o nuntă, în care îmi spunea socrul mic, dacă nu veniți dumneavoastră să-mi cântați mărită fata mamei, eu nici nu fac nuntă la fata mea. E scumpă, Olga Ciolacu? Nu mai scumpă decât ceilalți, dar trebuie să spun că acum ăștia mai tineri cer mai mult decât noi, chiar. Eu m-am interesat chiar cât cere Ion Suluceanu, cât cere Zinaida Julia. Și trebuie să spun că sunt mai tineri decât noi, care cer mult mai mult. Și care nu au 300 de cântece, așa și ca dumneavoastră? Și nu au 300 de cântece, da. Și nu fac treaba care o facem și noi. Și nu au 50 de ani de carieră frumoasă? Nu știu, poate noi suntem așa, noi așa și o să rămânem și așa și o să plecăm din lumea asta. Modești. Credeți că diferă valorile generației dumneavoastră de valorile generației de astăzi? Nu, sunt și astăzi, sunt interpreți foarte buni, trebuie să spun. Chiar foarte buni avem. Dar sunt și făcături. Sunt făcături care bagă aici banul, acolo banul, dincolo banul și când te uiți, e vedetă. Vă intersectați cu siguranță de aceste făcături, cum i-ați numit acum, în culisele sălilor da, de concerte, da. La evenimente, la nunți. Ce simțiți? Sau cum vă manifestați? Dar eu nu mă manifest nici într-un fel. Sunt unii care nici nu mă cunosc. Da. Nu cred. Da, ba, da. Sunt unii care nici nu știu cine este Olga Ciolacu. Sunt unii foarte aroganți, dar sunt și copii foarte educați. În muzica populară am întâlnit niște fete care cântă foarte frumos și care au și o educație extraordinară și care s-au apropiat și care au vorbit foarte frumos. Sunt și copii foarte buni, da. Dar sunt și copiii care cred că muzica începe acum, în 2020. Păi da, cum? Și că ei sunt buricul pământului și că
Doamna Ciolacu, aveți și Ordinul Republicii, sunteți și artista poporului, da, și artist emerit. Dar nu trebuie de enumerat. Da. Am toate distințiile, toate distințiile care sunt în domeniul culturii. Vă flatează acest lucru? Sunt absolut indiferent acum. Acum. Dar înainte îmi doream, evident, și era natural, nu? Dar de fiecare dată mi-aduc aminte vorba lui tata meu. Când mi-a dat mie artist emerit, am venit acasă la Lozova și tata a adus un ulcior de vin, stăteam în fața casei, sub un măr aveam, și tata a turnat un vin în pahare și zice, ia să-mi spui tu, cum acum te simți tu mai deșteaptă, mai bună dacă ești emerită? Desigur că nu pot să fiu ipocrită să spun că nu mi-am dorit asta, pentru că asta este un semn că ești prețuit, nu? Că ești respectat și că munca ta este apreciată. Dar în fond nici nu te încălzesc, nici nu-ți dau de mâncare, nici nimic aceste... Da, lumea te iubește pentru muzica pe care o faci, pentru omul care ești și nu caută pe Wikipedia să vadă ce ordin ai. Exact, exact. Eu nu eram încă artista poporului încă de ani și ani, foarte mulți ani în urmă. Oriunde nu veneam, toată lumea mă anunța, dacă mă anunța cineva de pe loc de acolo, artista poporului. Mai nu sunt artista poporului, sunt artist emerit. Artista poporului, dar acum îmi zic peste tot, artista emerită a poporului. Da. Doamna Olga, mi-ați spus odată, cred că în ultimul interviu pe care l-am făcut pentru VIP Magazin, că tot timpul în dumneavoastră s-au luptat, s-au bătut, s-au certat două femei. Absolut. Vreau să-mi vorbiți despre astea două femei. Femeia și artista. Femeia Olga Ciolacu a fost foarte necăjită din cauza artistei Olga Ciolacu. Înțelegi? Pentru că nu putea să meargă sarmana și el la o petrecere undeva, că avea concert, că avea filmare, că avea nuntă, că avea nu știu ce. Nu își putea permite foarte tare să se îmbrace frumos pentru că trebuia rochii de scenă, pantofi pentru scenă, totul pentru scenă. Așa? Nu putea să stea cu copilul sau să meargă copilul cu tot așa plecări și așa mai departe și așa mai departe. De aceea eu ajungeam câteodată chiar să o urăsc pe cântăreața Olga Ciolacu, pentru că ea tare mai o ropsea pe femeie Olga Ciolacu. E adevărat. E adevărat. Și eu parcă m-am detașat de cântăreața Olga Ciolacu. Câteodată mă detașez de acest personaj și câteodată chiar îi zic cuvinte așa de ochiate. Și ea mai du-te dracului. Ia mai lasă-mă în pace, că asta mă roade în fiecare secundă, bagă seama, roche ce, trebuie să o faci așa, fii atentă, n-ai schimbat acolo două versuri, așa, bagă seama, așa, mă nebunește artista, dar cocoana asta de artist necesită și bani mulți, necesită și atenție foarte multă. Necesită. Dar truda cui? A femeii Olga Ciolacu. Și ce face femeia Olga Ciolacu când scapă de artistă? Când artista se liniște? Acum, poate înainte îmi plăcea și mie să merg la petreceri, nopți întregi. Dar acum vreau numai liniște. De ce m-am retras după iată? Primăvara asta m-am retras la țară pentru că acolo am liniște. Acolo am o grădină enormă, am foarte multă vegetație, nu se vede nicio casă a vecinilor, de nicăieri, de parcă am căzut într-o oază de vegetație, copaci, flori, și este foarte liniște. Numai câte un cocoș se aude noaptea, câte un lătrat de câine,
Biblioteca vii acolo? Am cărți, sigur că am cărți, am internet, am tot ce îmi trebuie acolo. Dar tot timpul ați fost legată de Lozova, niciodată nu ați rupt pe o perioadă prea lungă legătura? Nu, nici nu mi-închipui cum aș rupe. Acolo, locul ăsta chiar, eu, nu este o frază spusă aiurea. Chiar locul acela are un efect terapeutic asupra mea. Eu acolo mă așez, mă liniștesc, eu acolo mi-adun gândurile și acolo acumulez energie. Cât de accesibilă sunteți pentru oamenii din Lozova? Vine cineva la poartă să vă ceară ceva? Nu prea sunt accesibilă, dar sunt deschisă pentru oameni, dar avem o femeie care vine ne ajută la lucru din când în când. Dar nu stau la taclale așa cu vecinele sau nu prea, nu. Deși când se adresează cineva, mă rog, vorbesc cu toată lumea, nu sunt fodulă. Acolo n-am cum să fiu fodulă, că mă cunoaște toată lumea așa de când eram. Dar îmi place să stau acolo. Nici nu știu acum cum să mă rup, că am și cântări aici și trebuie să vin și aici, și aici am gospodării. Și nu prea avem cu cine ne împărți acum, când era surorile celelalte. Da. Mai vineau ea la una la mine, mai stătea aici, dar acum... Cât de accesibilă sau până unde poate fi o artistă sau trebuie să fie o artistă accesibilă în ceea ce ține viața ei privată, personală? Vă întreb asta pentru că din cauza, să zic, rețelelor de socializare, deschiderii extraordinar de mari pe care au artiștii față de public, artiștii au încetat să mai fie interesanți, pentru că toată viața lor este expusă, secundă cu secundă. Păi, uite, cu Instagram-urile astea, cu când viața, de fapt, derulează pe Instagram, când îl arată exact cum s-o sculat, exact ce-au făcut, adică, într-adevăr, nu mai este interesant. Despre mine s-a vorbit că sunt înfumurată, că sunt glaciară, că sunt jurnaliști, mi-au zis în tot felul, dar eu m-am văzut nevoită să arăt omului locul, nu? În caz contrar, te trezești că te bate pe umăr, te trezești că zice tu, că... Adică eu totuși sunt pentru o ierarhie. Cât de mică. Dar odată vine una, era de la Consumul Scă, Pravda, nu vreau să-i spun numele. Se vede că era tânără, o jurnalistă vine și unicul lucru ce s-a informat, eu găsit un pleant despre teatru cel al meu de varietăți, unde eu eram înconjurată de dansatori pe prima pagină, asta o știut ea despre mine. Și mă întreabă la un moment, o dovedesc să-mi pună două sau trei întrebări, și o urmată întrebare, dar de fapt dumneavoastră, ce, dansați sau cântați? Și eu n-am avut ce să-i spun decât că zic, eu de fapt citesc poezii. Este o greșeală în scriptură veche. Durerea facerii e dar domnesc. Prin ea mă simt și Doamne și Stăpână. A neamului acesta omenesc. Prin ea mă simt și Doamnă și Stăpână. A neamului acesta în scriptura veche.
Nu v-am văzut, cred că, niciodată, la niciun interviu, să veniți singură. Tot timpul ați fost însoțită de impresarul dumneavoastră, domnul Valentin Bătrânac, da. Soțul, bărbatul vieții dumneavoastră. Da. Cred că este aici undeva în spatele meu. Așa. Așa. Care nu vă, deci nu vă pierde din ochi niciodată. Stă cu, și cu obiectivul pe dumneavoastră, și cu ochii, și cu inima. Cum sunt? Cum este să fii cu un bărbat alături 50 de ani și în muncă și în mașină, pentru că este și șoferul dumneavoastră? Da, da. Și în bucătărie, și în pat, și în bibliotecă, și în grădină? Este și bine, dar și nu chiar bine. Câteodată ne mai plictisim un de altul. Dar avem noroc că ne, cum să zice, ne ciocnim, ne despărțim, el se duce în camera lui, eu în camera mea, sau eu mă duc la Lozova, el rămâne aici. Așa. Și gata. Și peste jumătate de oră ne sunăm deja. Unde ești? Unde ești? Ce faci? Și așa mai departe. Nu știu, s-a consolidat între noi așa o legătură care nu mai cred că mormântul o să ne despartă, pentru că eu, de pildă, nu-mi imaginez cum aș putea să fac un pas fără el. Nu știu. Eu sunt, am fost dusă tot timpul cât îmi zice, câteodată el îmi zice, tu te lași dusă ca oiță. El mă trece strada. E cuvântul meu, nu îmi fac cruci. El mă hrănește. Noi venim la București la ora 3 de noapte și el zice, puișorul, tu du-te și-ți fă un duș, că eu mă duc, eu știu, un non-stop, să mă duc să cumpăr de mâncare ceva. Să duci, aduci de mâncare, vine cu sacoșele, mă hrănește, eu mă culc, dar el strânge masa. Sunteți o femeie fericită? Nu, el este un adevărat bărbat, trebuie să spun, să n-audă el. Nu o să audă. Pe cuvântul meu, în privința asta, da. Da. Și a fost întotdeauna așa. Sigur că vremea ne-a cimentat. O invidiat alte femei vreodată pentru această relație? Da, eu știu, nu știu, cred că. Dar nu ați simțit așa să se bage vreo coibă? Da, am simțit. Ați simțit? Da. Și ce ați făcut? N-am făcut nimic. N-am făcut absolut nimic. Decât numai atât i-am spus, fii atent, aici este un interes. Și el zice, lic. Nu, nici nu putem să ne închipuim așa ceva. Foarte frumos. Știu că ați avut momente foarte dificile pe care le-ați trecut împreună cu foarte multă demnitate și cu foarte multă dragoste. Mulți, mulți ani în urmă. Nu știu dacă ați mai spus povestea așa. N-am spus niciodată. Dacă vă rog foarte mult să spuneți acum. A fost o temă închisă pentru public, dar mă rog. Exact același lucru a făcut Valentin, numai că nu pentru mine, a apărat o doamnă, o femeie, care a fost sora lui. Și nenorocul, ceasul rău, într-o încăierare cu acel bărbat care o urmărea, că era un sadist, cred că era un nesănătos, în acea încăierare, și Valentin, desigur, că a fost judecat și a fost judecat pentru 8 ani. Deci, el s-a apărat într-un fel. Da, asta era un atenuant. Da, ăsta care o atacat, teroriza pe sora lui, era boxor. Și era foarte puternic. Și Valentin n-a făcut decât să se apere. Și cum am zis, ceasul rău, făcut cu dintr-o lovitură. Așa. Erați căsătoriți atunci? În ce an a fost asta? Eram căsătoriți și eu eram gravid în luna a patra. Și Valentin nu m-a văzut mult timp. Nu m-a văzut vreo 3 luni cât până mi-a dat voie să intru. Deci pe perioada anchetei a fost? Anchetei, da. Ținut și... Și când eu când am aflat de chestia asta, am avut un șoc atât de mare, încât am pierdut sarcina.
Și când am venit și m-am întâlnit cu Valentin după atâta timp, nu mi-a zis bună ziua, nu mi-a zis, zice, dar de ce ești purta așa de mică? El nu știa că nu i-am spus. Nu știa că am pierdut sarcina. Și Valentin a fost condamnat la 8 ani de închisoare. A fost repartizat aici, la Cricova. Am îmblat la Cricova și pe Zloată și pe Ninsoare și pe Ger. Am stat sub ferestrele pușcării ori în șir, până mă făceam struț acolo. Și el ieșea la etajul 3 și vorbeam cu dânsul de la etajul 3 pe oberliftul ăsta. Numai ca să vorbesc. Dar pe atunci, eu nu știu dacă tu ții minte, ca să ne merești... Ce an era, nu știu ce an. Păi, dar nu mai țin minte ani, 80. Dar era Uniunea Sovietică în plină. Ca să nimerești la Cricova, trebuia să fii, să ai putere să nimerești la autobuzul celălalt, trebuie numai pe acoperiș nu erau. Și când se începea toamna, niște glod de rai, nevoie, vai de cap. Bine, Valentin a fost reabilitat pentru că noi am dat la casație la Moscova, procesul a fost rejudecat și în loc de 8 ani, Valentin a primit 3 ani și 6 luni, dintre care s-a luat în considerație timpul aici și nu știu ce. Și el a fost, lui a dat, l-a scos din închisoare, l-a scos la pruncul aici, se numie la chimie. Așa, nu știu cum să fel spun. De reabilitare, puteam munci, putea ieși, muci, probabil. Da, și puteam să ne vedem. Puteam să ne vedem. Eu eram în ziua când am aflat că el a fost reabilitat. Eu eram la Luțk. Eram în Belorusia. Erați la un concert? Eram în turneu cu Fluieraș. Nu, cu ansamblu de țigani. Și eu eram în cameră cu o prietenă de-a mea și la un moment dat era deschisă ferestruica și la un moment dat a intrat în camera noastră un hulub alb. A intrat și a început să fâlfie prin camere și eu m-am dus imediat la țiganca noastră care ne ghicea nouă la... Și zic, ce-i asta? Și i-am spune, ai să primești o veste, așa o veste de bună ai să primești. Și eu m-am dus imediat, după concert, m-am dus la telefon, la poștă, am sunat acasă și mama mi-a spus, Valiușca, e la libertate. Ce emoție! Da, da. Am trecut și prin asta a fost foarte greu. Sigur că a fost foarte greu. Mi-a fost dat să trăiesc doar prin dragostea ta și de aceea îți mulțumesc. Te iubesc ca niciodată și te voi iubi mereu. Numai tu ai fost cu mine și la bine și la greu. Ați spus de sarcină. Nu ați mai putut avea copii după asta? Nu, nu. Deși am încercat, m-am lecuit foarte mult timp, dar nu, n-a mai fost să fie. Până când sora mea, care avusese operație la inimă și căreia medicii i-au spus că nu mai are voie să nască, s-a trezit gravidă și a venit la mine și m-a întrebat ce să fac. Ea avea deja un copil, avea o fată. Ce să fac? Să nasc, să nu nasc? Și eu i-am zis,
hai să riscăm. Mai nasc femeile și cu operație. Și i-a lăsat sarcina. Zic, dar dacă mai naști un copil, mi-l dai mie. Și ea a lăsat sarcina și a născut-o pe Alexandrina. Și când m-am dus și când am văzut-o, am luat-o de la maternitate, am văzut doi ochi așa albaștri, albaștri, zic că asta e fata mea. Și sigur că o trebuie să găsim o formulă bună pentru toată lumea. Și noi am cumpărat o casă mare, cu 8 camere locuibile la Stăuceni. Și am zis, veniți și voi cu noi. Voi o străiți la etajul 1, noi o străim la etajul 2. Și Veronica și Alexandrina au trecut la mine, dar soțul ei nu a vrut să treacă. El a rămas să trăiască la Chișinău, dar venea tot timpul. Și iată, ne-am trezit așa o familie mare. Și Alexandrina are două mame și doi tați? Și Alexandrina întotdeauna a avut două mame. Una era pe instruire, pe culturalizare. Aceasta, din fața da, mea. Și cealaltă era cu borșul, cu zama, cu ce-i plăcea ei mai mult. Da, Alexandrina a avut mare noroc, într-adevăr. A fost un copil, nu pot să zic că a fost talentată, dar a fost cu un copil foarte bine îngrijit. Foarte bine îngrijit. Cum a fost pentru voi doi, ca și cuplu, pentru dumneavoastră și pentru domnul Bătrânac, să înțelegeți că nu veți avea copii proprii? Ați acceptat cu greu această realitate? Eu nu pot să zic că am fost foarte tare afectată, să-ți spun sincer, pentru că din moment ce am văzut-o pe lume pe Alexandrina, am știut că copilul va fi în familia noastră. Dar eu am fost prea pasionată de meseria mea. Ca să într-un problema asta, văleu, Doamne, vreau numai decât copil, mă spânzur dacă n-am să am. Na. Eu am trecut toată energia mea și toată asta. Trecem în scenă, în muzică, în cântece, în... Înțelegi? Mi-ați povestit odată despre o istorie. Deci domnul Valentin era cu... vă urmărea peste tot. Îi plăcea să vă facă surprize când erați în turneu. Povestiți-mi o situație în care v-a surprins cel mai mult când erați departe de Chișinău, pentru că puteați pleca pe câteva luni cu concerte. Da, sigur că. Cea mai mare surpriză care mi-a făcut-o el a fost că m-am trezit cu dânsul la UFA, să imaginez unde e UFA și mai mult ca atât. Era ziua dumneavoastră? Era ziua mea de naștere și el a avut grijă să pornească din timp. A venit cu niște vertaloate, cu niște avioane, nu știu de pe unde, luate, mai de capul lui, încărcat. Și a schimbat câteva zboruri ca să ajungă. Câteva zboruri, da. Încărcat de toate din Moldova, cu struguri, coniacuri, vin, tot chestii. Și lângă noi, în hotel, trăia un gruzin. Și el s-a dus la gruzinul și ăla. Și eu băgat, nu știu ce, bani sau eu băgat o sticlă de coniac. Și a zis, hai să ne schimbăm cu locurile. Camerele. Camerele, da. Și seara când am venit noi de la concert... mă sună, dar eu dacă sunt căscată și nu sunt atentă la detalii, da. N-am observat că ăsta este interurbană. Nu, că nu este interurbană, că este deloc. Apel local. Apel, da. Și mă sună. Ce faci, puișorul? La mulți ani. Felicit, la mulți ani, chestii încă nu faci. Știi? Așa de tare mi-e dor de tine, uite, mă uit, iată, pe fereastră și parcă sunt lângă tine și parcă văd tot ce vezi tu. Uite, este Vladimir Ilich Lenin statuia, este în fața hotelului, e. Eu, prostul de mine, nici nu știam, poate și este, poate nu este, că nu eram atentă la de este. Mă uit, da, este. Dar dincolo de statuia lui Lenin, un zid
roșu pe care e scris în perioad comunism. Mă uit. Da, este. La treilea sau a patra întrebare, eu mi-am dat seama că sunt jucat, m-am prins. Zic, stop. Aici e... Și zic, unde ești tu? Nu, și el m-a mai făcut încă bate în perete și bate. Zic, cine bate acolo la tine în perete? Zic, este un tâmpit de gruzin aici care, nu știu ce zic, din astea, de prietena mea Sanina, ziua, zic, poate el bate. Ca pe urmă să-mi dau seama, măi... El era acolo și a venit cu harbuș și asta n-a de așa, numai moldovanul nostru spornește așa cu buchet Moldavii, cu coniacuri, cu toate cele și a făcut o zi de naștere cu toată echipa, toată echipa acolo. E, nu, Valentin era meșter la de este. Era. Nu știu, am senzația că tot timpul ați fost regina și el supusul necondiționat. Așa ați construit relația sau... Așa a apărut, sau e o aparență, da. Eu nu, n-aș face așa categorisire. Așa? Nu. Valentin are o limită. El nu... Toată lumea așa îl concepe. Numai că el nu e chiar așa. Valentin are exact până aici. Dacă ai făcut un pas mai mult, fii atent. Fii atent și vezi pe unde ai de fugit. Exact. Așa că eu știu lucrul ăsta. El este răbdător, dar numai până într-un loc. Și eu niciodată nu fac abuz. Nu. El din proprie inițiativă. El din proprie inițiativă vine să mă sâcă, să mă aducă, să mă întrebe, să-mi pună, să-mi... din proprii. Îți spun cinstit că altădată mi-e incomod. Unde mai te duci tu acum la 3 de noapte să îmbli prin oraș, să găsești asta? Ești, ai făcut 400 de kilometri și ești, odihnește, draculasă. Nu, dar cum puișorul, tu n-ai măcat, da, muia. Nu știu dacă există cupluri în care să nu fi fost situații, perioade mai complicate în care să nu se fi gândit la divorț sau separare. Ați trecut prin așa ceva vreodată? Nici n-am luat vorbă de asta, voi, de capul meu. Deci Dumnezeu chiar v-a iubit ca și cuplu. Ați fost printre cei mai fericiți, sunteți printre cei mai fericiți. Nu, noi ne sfădim foarte des, ne certăm. Noi ne certăm rău altădată. Dar de divorț, dar nu cuvântul ăsta nu s-o niciodată, nu s-o rostit între noi. Nu știu, V-ați simțit vreodată vinovată că, de faptul că sunteți poate mult mai prezentă în cariera dumneavoastră, în muzică, în creație, în scenă, cu gândurile, cu munca și poate că ați ignorat uneori, l-ați ignorat, i-ați acordat mai puțin atenție? Da. 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 Deși eu nu pot să nu-i acord lui atenție, că el e mereu aici, mereu lângă mine. Cum să nu-i acord atenție? Dar... Căldură, poate. Da. Da. Și el, pe urmă, a început și pe dânsul să-l recunoască. Și el a devenit vedetă, printre altele. Da? Lumea îl cunoaște peste tot, unde nu mergem. Domnul bătrânac, da? Dar el nu prea a avut nevoie de așa ceva. Nu. Pentru dânsul, eu eram emblema, dar el era... Poate că altădată, poate și era mai comod lui acolo, că trebuie eu să ies înainte, eu să sparg gheața peste tot. Eu cred că totuși este ceva adevăr în fraza asta, că căsătoriile se zâmislesc în ceruri. Aveți uneori timp pentru un dialog cu Dumnezeu, să-i mulțumiți pentru ce aveți? O, permanent. Toți oamenii, cred că mai în vârstă, toți oamenii se întorc... Eu am fost întotdeauna, am crezut în Dumnezeu, pentru că părinții mei au fost buni creștini și tata a cântat în corul bisericii și m-a dus la biserică de mic copil. Dar
în mod așa serios, profund, iată acum, la bătrânețe, acum eu simt și necesitatea, simt și efectul, chiar dacă ar fi, chiar dacă să presupunem că ar fi acesta un placebo, cum se zice, da? Tot una. Dacă n-ar fi Dumnezeu, cine o zis asta? Păi eu l-aș născoci eu din nou. L-am inventat. Sau cum o zis Emil Cioran, fără Dumnezeu sunt nebun, dar cu Dumnezeu înnebunesc. Dar eu nu-i cazul meu. Dar mi-am făcut din asta o stare. Citiți în continuare foarte mult, doamnă Ciolan. Citesc, da. Citesc pentru că sunt atâția oameni deștepți pe lumea asta încât ar fi păcat să nu afli cum gândesc alți oameni, cum simt alți oameni. Și pe urmă eu citesc oamenii cei mai iluștri. Deci cum să nu vezi ce o scris, să zicem, Goethe, Shakespeare. Eu foarte mult citesc filosofii, eu citesc foarte mult memoare, eu citesc biografii foarte multe. Eu aflu destinele multor oameni extraordinare. Oameni care nu ca noi, nu ca mine, nu ca alții, dar oameni mari, oameni geniali. Ar fi păcat să nu împărtășești cu dânsii dacă tot ne-au lăsat moștenirii niște, un fel de a gândi, un fel de a concepe lumea. Ce vă uimește, ce vă impresionează cel mai mult la oamenii mari, oamenii, cum ați spus dumneavoastră, mari simplitatea. Simplitatea. Cu cât omul este mai valoros, cu atât se va comporta mai simplu, cu atât va fi mai modest. Pentru că nu are nevoie de artificii. De artificii, exact. Omul dacă este, păi el nu are nevoie să-l facă mașina sau câinile sau nu știu ce. Pafosul ăsta este pentru cei care sunt deficienți. Sunt goi, da, cum ai zis tu, sau nu, insuficienți, iată cum. Care știu că nu, ei, de fapt, sunt nulități și, măi, dar poate ca să facă impresia să... Să nu-și dea seama ceilalți. Exact. Dar când omul este apăsat, calcă pe pământ pentru că știe cât cântărește el și ce poate el, nu are nevoie de artificiile astea pe pământ. Simplitatea la oamenii mari, dar nu mă miră, pentru că asta este natura. Da, mă impresionează mult. Doamna Ciolacu, viața ne aduce probabil că în fiecare zi niște lecții. Care sunt lecțiile dumneavoastră pe care le-ați luat din această viață? Cele mai importante sau cea mai importantă lecție? Aici este foarte greu ca să nu cazi în pafos. Dar alte fraze eu nu știu decât să înveți să discerni totuși ce este bine și ce este rău în viața asta. Și viața ne dă bobărnace la fiecare pas. Pentru că noi alegem, de regulă, aiurea alegem. Dumnezeu ne-a dat unica posibilitatea asta de a alege. Tot timpul noi suntem puși în fața de a alege. De alege. Și tot timpul alegem aiure. Aproape tot timpul. Ei bine, a învăța să discerni ce e drept, ce nu e drept. A învăța ce e bine, a învăța ce e rău. Este încă foarte important să poți să te pui în locul altuia, empatie, cum se numește, da? Să poți să fii, să particip la soarta celui de alături de tine, să te doară, să-i fii alături, să
sprijin cumva, să-l, adică să fim o comuniune, pentru că suntem dispersați atât de tare. Astăzi, în general, oamenii sunt foarte, foarte dispersați. Fiecare cu găoacea lui, fiecare cu interesul lui. Dar puterea cea mare este în comuniune. Aveți regrete, doamna Ciolacu? Am regrete și tristeți majore, câteva dintr-însele. Regret, nu că nu regret, dar sunt neliniștită pentru faptul că această frumoasă, frumoasă planetă are șansele să dispară. Pe mine mă întristează enorm de tare schimbarea climei. Eu țin minte în copilăria mea că am avut parte de o climă dumnezeiască, cum nu știu unde mai era, iarnă blândă, ploi calde, unde mai... Și când mă uit ce se face astăzi pe planeta noastră, pe mine tare mă întristează lucrul ăsta. Această frumusețe care nu știu dacă mai sunt alte planete, nu știu dacă mai sunt alte civilizații, dar eu cred că mai frumoasă decât planeta Pământ nu există în univers. Și mi-ar pare foarte rău să dispară, să se distrugă. Deși timpul, cum se zice, tot și nimerește sub incidența timpului. Nu cruță pe nimeni. Tot mai întâi degradează și pe urmă dispare. Ce este succesul? Succesul este aprecierea majorității și eu nu cred că succesul este întotdeauna benefic. Succesul se ridică la cap la foarte multă lume. Eu am avut norocul că am nimerit în muzică de acum coaptă fiind. Eu am început să cânt pe la 23-24 de ani. Dar fetițele astea care încep la 15-16 ani și devin vedete, se ridică la cap. Și ele își imaginează că ele sunt oricul pământului și asta deformează omul, deformează pe foarte multă lume. Alții încep să dau în droguri, să dau în alcool. Sigur, trăiesc niște mari suferințe la 25, da, la 30, pentru absolut, că nu mai au... Da, da, da. De ce alimenta acest succes? Succesul trebuie să fie alternat cu insuccesul. Eu cred că asta, cine a născocit planul ăsta, sau cum să zic, proiectul ăsta care îi zice lumea, viața noastră, și l-a făcut pe bază de contrast... Cred că știu ce face. Da. Pentru că insuccesul te pune cu picioarele pe pământ și te așează. Eu am cunoscut și insuccesul și succesul. Mi-a trebuit, cred că, o jumătate de viață de artistică ca să ajung la un succes constant. Acum de mine depindea. Voi avea eu succes sau nu? Dacă eu îmi puneam ambiția, numai decât aveam succes. Înțelegi? E vorba și de dăruire enormă. E vorba de energie extraordinară. E vorba de foarte sacrificii mari. Cum au arătat perioadele dumneavoastră de insucces? A fost așa ceva? Făceam cântece care nu aveau succes. Și le puneam pe raft și făceam altele până când am găsit cântecele mele. Până când am găsit... Luam poezii de la poeți, că mulți s-au supărat pe mine și m-au făcut că sunt rea, că sunt îngânfată, că sunt nu știu ce. Dar îmi ofereau versuri care nu le simțeați. Nu le simțeam. Și nu făceam cântece pe versuri, dar îi așteptau. Când? Hai!
Cine sunt poeții cu care ați găsit limbaj comun foarte ușor și pe care cu Grigore Vieru, cu Dumitru Matkovski, cu Vasile Romanciuc, pentru că ei sunt atât de mari încât dacă eu ziceam, vă rog, iată aici, hai să schimbăm așa, ei nu ziceau, cum, versurile mele, nu. Și ați vorbit de valoarea, da, mai devreme, da, modestia exact, și exact, simplitatea. Exact, exact. Dar ăștia mari, cu cea mai mare plăcere, bine, Grigore Vieru, dar nu zice odată, nu, haide să ne gândim. Nu, aici cuvânt nu-i bun, aici nu-i sonor, nu-i... Și compozitorii perfecți pentru sau preferați în relație? Mircea Oțel a fost un mare compozitor, talentat compozitor, prea devreme s-a dus dintre noi. Constantin Rusnac a fost compozitorul care m-a scos, în, de fapt, în muzică. Valentin Dânga m-a scris câteva cântece pentru mine. Cine? Ion Enache era pe atunci. Cine? Cam ușnul. Ați mai colaborat, cred că și cu, nu știu, dacă cu Ion al de Teodorovici sau cu Petre? Da. Teodorovici. Da. Am câteva cântece al lui Ion. De la Petre n-am niciun cântec, dar de la Ion am un cântec, Bună seara, tristețe, și încă un cântec patriotic, am uitat și cum se cheamă. Eu acum când aud cântecele mele, nici nu-mi vine să cred că eu le-am cântat așa de mult timp trecut de acum, nici nu le recunosc. Numai după voce, eu știu că este cântecul meu. Stop! Cândva încep să-mi aduc aminte. Când cu asta l-am imprimat, iată cui, iată de unde, iată. Treci timp foarte repede și... Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu. Tinerețe, mi-ai fost dragă, ce-ai plecat așa de grabă. De ce n-ai mai zăbovit să mă saturi de iubit, de ce n-ai mai zăbovit să mă saturi de iubit, mă? Cum ați putea vorbi despre viața dumneavoastră acum de la distanță, distanțându-vă puțin, uitându-vă înapoi, ce ați putea spune? Am trăit o viață, trăiesc o viață? Intensă. Am trăit și am făcut totul cu pasiune și cu multă intens, adică n-am jelit, am muncit enorm. Am muncit enorm, am tras ani și ani și zeci de ani am tras și am tras pe acest tărâm a culturii. Și cred că mi-am făcut bucățica mea, partea mea, pentru care chiar nu mi-e rușine. Aveți un vis neîmplinit încă? Să am un nepot sau un nepoțic. Alexandrina! Să ajung să țin în brațe un nepoțic sau un nepoțel. Acum ați avea mai mult timp pentru el? Pentru... Oh. Acum, da. I-ați citit povești? Wow! Dar pe eu, pe Alexandrina, nu nebuneam cu ezoterii, cu nebunii din astea. Alexandrina mergea pe la școală și începea să ia, să spună, să povestească ce povesteam eu din chestiile astea. Dar eu știu, acum, dacă aș avea un copil alături de mine, nu l-aș băga eu în tâmpenii de este acum, când mi-i părea că eu descopeream lumea, că după perestroică am început să avem și noi mai multe informații, cărți și așa mai departe. Și eu vreau toată lumea să știe asta și băgam asta în copil. Și proiectam asta asupra Alexandrinii, da. Dar astăzi eu știu ce aș face cu copilul. Trebuie un om frumos și bun de crescut, nu instruire se poate face oriunde și oricând. Trebuie să-i faci omului caracterul, natura lui, să-i opui din burta mamei, de fapt. Sunteți un om fericit?
Da, sunt un om fericit și eu pot să zic că sunt un om împlinit. Eu nu știu ce aș mai fi putut face în viața asta decât am făcut. Am cântat, asta mi-a fost menirea, asta mi-a fost meseria și eu am exercitat-o toată viața și continui să o fac până în prezent. Și dacă Dumnezeu nu v-ar fi dat voce, ce ați fi făcut? Ce v-ar fi plăcut să faceți? V-ați întrebat vreodată? Grădinar. Pentru că iubesc florile și îmi place să lucrez la flori. Nu, nu. Eu am pasiuni pentru mai multe domenii. Pe mine foarte tare mă interesează psihologia. Foarte mult citesc psihologie chiar. Chit că și Alexandre a făcut psihologia și stă teancul de cărți de ei acasă. Dar psihologia, natura umană m-aș ocupa să învăț ce este cu creatura asta, cu omul ăsta pe pământ. E greu să răspunzi. E foarte greu. E foarte greu. Atâtea lucruri le-am revăzut pe parcursul vieții mele. Că eu eram maximalistă. Nu, numai bine, apoi bine, bine, bine. Rău nu există și tu trebuie să existe. Da, da. Dar fără rău n-ar fi bine. Pentru că așa a fost construită lumea. Adică, hai să... Nu mai duc în... Că ajung acoși în pânzele albe, deși suntem la pânzele albe. Care este piesa din repertoriul dumneavoastră care vă reprezintă cel mai mult sau cu care ați vrea să încheie această emisiune? Nu știu. Vrei una așa grea de asta? Da, aș vrea două. Haideți, una grea și una ușoară de veselie. Hai să punem, pentru că Shakespeare a zis că viața noastră este un spectacol, iar nu, că lumea este un spectacol, iar viața noastră este o mică scenă din acest spectacol. Venim, ne jucăm sceneta noastră și plecăm. Asta este mesajul cântecului actorul și dacă poți... Poți să pui o secvență din acest cântec. Murea pe scenă cineva, un foarte bun actor murea și un spectator aplauda, iar altul lacrima ștergea. Cel spectator ce aplauda, actor a fost și el cândva, iar cel ce lacrima ștergea, un muritor de rând era, de rând era. Și ca să încheiem pe așa, cu Mozart cu chiuituri, cum zicea, pune unul, mai cântă un lăutar sau ceva de tip. M-aș duce câteodată la o crâșmă îndepărtată unde cântă lăutar, să stau până dimineață la un bădișor în brațe și să beau din vinuri tari, să dansez o periniță, să-mi alin focul duriței cu alba de lui sărut, să beau vinul din clondire, să mă îmbăt de fericire și să iau de la început. 80 de ori îmi sunteți surori, cu mine veți fi până voi muri. Cântă-n lăutar ca de zile mari, cântă-mi azi de dor și apoi pot să mor. Dorești un apartament de lux în centrul capitalei, cu vedere panoramică spre două parcuri simultan? Reușește să procuri o locuință premium la un preț promoțional de 1000 de euro metru pătrat în blocul locativ Constantin Stere 2. Ca să subliniez statutul, blocul are arhitectură originală și materiale de finisaj selecte.
Ești în centrul cultural și financiar al orașului. Ai parcare subterană privată și curte proprie securizată. Planimetriile sunt corect concepute pentru cei care apreciază exclusivitatea și calitatea. Lucrările de construcție au început deja. Cumpără o proprietate imobiliară de lux la un preț promoțional. Solicită acum oferta de preț la numărul afișat pe ecran.